America reprezintă unul dintre cele mai controversate state ale lumii, iar mai nou, datorită implicării guvernului american în numeroase conflicte, această țară își pierde tot mai mult integritatea în fața celorlalte națiuni. Deși este considerat un tărâm al libertății și al nonconformismului, America ascunde numeroase părți ale istoriei sale. Așa că astăzi îți prezint 35 de curiozități despre Statele Unite ale Americii. Dacă ai fi cetățean american și ai avea în buzunar cel puțin 25 de dolari și nicio datorie la bancă, înseamnă că ai fi mai bogat decât 25% dintre americani. Știați că unul din 8 americani a lucrat cel puțin odată ca angajat la McDonald's? Pentru un sclav, în anul 1850, s-ar fi plătit o sumă egală astăzi cu 12.000 de dolari. În America mor anual peste 50.000 de persoane din cauza fumatului pasiv. Știați că 25% dintre americani cred în reîncarnare? Un american utilizează atâtea resurse cât folosesc la un loc 32 de kenieni. În fiecare secundă, americanii mănâncă ciocolată de 150 de euro. Știați că unul dintre americani este obez? Statele Unite ale Americii a cumpărat în anul 1867 Alaska de la Rusia pentru suma de 7,2 milioane de dolari. America este țara în care sunt înregistrați cei mai mulți copii născuți fără tată legitim, deoarece peste 40% dintre femeile care nasc sunt nemăritate. Știați că firma Apple are mai mulți operatori bancari decât trezoreria americană? În America nu există nicio lege care să împiedice adolescenții să fumeze. Aceștia nu au voie să cumpere țigări, însă cu privire la consumul acestora nu există nicio dispoziție. Fumatul este cauza pentru care unul din 5 americani moare. Crăciunul a fost o sărbătoare interzisă în America până în anul 1836, fiind considerat o sărbătoare păgână. În America, pentru a întreține un copil până la facultate, trebuie să cheltuiești aproximativ 245.000 de dolari. Știați că în fiecare an, statul american cheltuie 2.700.000 de dolari pentru fiecare prizonier din închisoarea Guantanamo. Peste 80% din terenurile din statul Nevada sunt deținute de statul american. Știați că în America există un monument care este granița a 4 state americane? Acesta se numește The Four Corners Monument, fiind granița dintre statele Arizona, New Mexico, Colorado și Utah. În America sunt mai mulți utilizatori ai rețelei de socializare Facebook decât participanți la ultimele alegeri prezidențiale. Știați că America este singura țară din lume care nu are o limbă oficială? Banana este cel mai popular și consumat fruct în America. În fiecare zi în Statele Unite ale Americii sunt amendați peste 100.000 de șoferi pentru depășirea vitezei legale. Știați că în anul 1893 un senator american a propus o lege care sugera schimbarea numelui din Statele Unite ale Americii în Statele Unite ale Pământului? Statul american cheltuie în fiecare an peste 1,8 miliarde de dolari doar pentru printarea de documente, ceea ce reprezintă aproximativ 90% din bugetul sănătății acordat în România în anul 2014. În America, ziua îndrăgostiților coincide cu ziua prezervativului. Există mai multe televizoare în Statele Unite ale Americii decât populația Marii Britanii. Din păcate, unul din 25 de tineri americani a încercat să se sinucidă cel puțin odată. Conflictul din Afganistan este cel mai lung conflict militar la care au luat parte trupele americane. Știați că în America în fiecare oră sunt înregistrate peste 100 de divorțuri? Există șanse de peste 50% ca un cetățean american să se îmbolnăvească de cancer. Știați că un american într-o viață consumă în medie 35 de tone de mâncare? 4% din femeile americane în acest moment sunt gravide. În timpul celui de-al doilea război mondial, armata americană și cea neozeelandeză au testat în secret peste 3700 de bombe tsunami. Știai că din 1985 până în prezent, costul de întreținere pentru un student în America s-a mărit cu peste 500%. Sateliții care dau conexiunea GPS-urilor sunt proprietatea guvernului american și pot fi închiși de aceștia în orice moment. Cam atât a fost și în episodul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și subscribe. De asemenea, te invit să arunci un ochi pe alte clipuri de pe canal. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi faină, iar noi ne vedem ca de obicei data viitoare.